Centrul de consiliere și orientare în carieră din cadrul Universității Politehnica Timișoara asigură o cât mai bună informare, orientare profesională și integrare socială a studenților. Claudia Păteanu are experiență atât ca voluntar cât și în prezent, ca și angajat în cadrul CCOC. Îi place ceea ce face și mai ales îi place să se implice cu drag în toate proiectele centrului. Am luat contact cu centrul în anul 2. Studentă fiind, chiar dacă am aflat din anul întâi de existența centrului, prioritățile mele au fost puțin altele și atunci am ales să fiu voluntară în cadrul centrului din anul 2. Se numea CICS pe vremea aceea, Centrul de Informare și Consiliere a Studenților, și acum se numește CCOC, unde sunt și angajată. În acest moment, alături de colegii mei, noi ne ocupăm de toate problemele legate de studenți, facem diferite activități cu și pentru aceștia, târguri de carieră. Chiar acum am început pregătirile pentru cea de-a 10-a ediție a Zilelor Carierei. Deja avem și câteva companii care au confirmat participarea și îi și așteptăm pe studenți să participe la Zilele Carierei. Voluntară sunt de 4 ani, bine, am fost, și acum de aproape un an de zile sunt angajată în cadrul centrului, ca și consilier în carieră. Cum am spus, ne ocupăm de evenimente destinate studenților și sperăm să facem cât mai multe pentru aceștia. Experiența CCOC m-a ajutat să mă dezvolt atât personal cât și profesional. Am învățat foarte multe lucruri și în timpul în care am fost voluntară, dar mai ales acum de când sunt angajată. Am pus mai mult preț pe munca în echipă. Noi suntem o echipă tânără, dinamică. Încercăm să ne implicăm în tot felul de activități, să venim cu idei noi, să creăm proiecte noi. Anul trecut, caravana UPT s-a desfășurat pe o perioadă mult mai mare de timp. A fost o noutate pentru noi, pentru că până acum mergeam doar în orașele mari. Acum am fost și în orașele mai mici și în zonele defavorizate. Pentru anul acesta avem câteva proiecte pregătite pe care sperăm să le punem în aplicare și o să venim cu multe surprize. Am fost și sunt mândră de reușitele mele în cadrul centrului. Faptul că m-am ocupat de Zilele Carierei de la A la Z, să zic așa, pentru mine a fost o noutate și o experiență foarte plăcută. Am luat contact cu companiile, cu reprezentanții companiilor, mai bine spus. Am văzut ce înseamnă organizarea unui eveniment, nu este așa de simplu pe cum pare. Organizarea începe mult mai devreme, nu doar, să zicem, săptămâna de dinaintea evenimentului. Și atunci când vezi că un proiect la care ai pus suflet și pentru care ai muncit foarte mult este un succes și se bucură de succes în rândul studenților, în cazul nostru, e un sentiment foarte plăcut. În ziua de astăzi se pune foarte mult accent pe voluntariat, pentru că de curând a fost dată o lege prin care este considerată experiență profesională și atunci ajută tinerii în formare. În momentul în care se angajează este un plus în CV-ul acestora dacă au efectuat voluntariat. Se și dezvoltă în perioada aceasta, atât personal cât și profesional, învață lucruri noi, fac ceva în plus în timpul liber pe lângă activitățile școlare. Și le permite să întâlnească oameni noi, să se dezvolte și să aplice mai mult în practică ceea ce fac la facultate, pentru că este foarte important acest lucru. Stau cam prost cu timpul liber, să spunem așa. În acest moment mă pregătesc de lucrarea de disertație și atunci faptul că am terminat cursurile îmi permite să jonglez altfel cu timpul liber. Dar mie place foarte mult ceea ce fac și atunci nu simt o presiune sau oboseala și cred că am și rezultate, zic eu. Mi-am dezvoltat abilitățile de lucru în echipă. Este foarte important să știi să gestionezi timpul, resursele, să știi cum să colaborezi cu oamenii cu care lucrezi. Abilitățile de comunicare, este foarte important și cum spunem, nu doar ce spunem. Am învățat să îmi prioritizez sarcinile. Este foarte important să știi ce să faci și când să faci. Și am învățat și să lucrez sub stres și sub presiune, de ce nu? Pe lângă facultate și lucru, eu fac parte și dintr-un ansamblu de dansuri populare și atunci când îmi permite timpul, abia aștept să ajung la repetiții. Fac mai greu lucrul acesta pentru că ansamblul din care fac parte este la Lugoj. Îmi place foarte mult să călătoresc și sper ca pe viitor să am și mai mult timp să mă dedic acestor activități. Pe viitor doresc să-mi finalizez studiile, poate eventual să mai fac încă un master, poate în alt domeniu. Cum am spus, îmi place foarte mult să călătoresc, sper să am mai mult timp liber și să pot să fac acest lucru. Și, nu știu, sper să mă implic în foarte multe proiecte pentru studenți și cu studenți și pentru că îmi place foarte mult să cunosc oameni noi. Un mesaj pentru voluntarii CCOC? Sperăm să colaborăm la fel de bine și în continuare, să fim o echipă frumoasă, unită, pentru că împreună, cu siguranță, vom realiza lucruri frumoase și pe viitor.